Voi citi din nou despre roada Duhului Sfânt. Deschidem Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeți, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Vă rog să luați loc. De o bucată de vreme, frații au ales din nou să se vorbească despre roada Duhului. Suntem biserică penticostală, suntem oameni care vorbim despre Duhul Sfânt, suntem oameni care promovăm lucrarea Duhului Sfânt și am vrea să avem oameni botezați cu Duhul Sfânt. Mai mult, nu? Vrem și dorim să avem oameni plini de Duhul Sfânt. E bine, nu? Că așa spune Biblia. Și așa cere Biblia. Oameni care să aibă plinătatea Duhului. Dacă vă uitați în Efeseni, capitolul 5, versetul 18, acolo cuvântul lui Dumnezeu spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Ei, când un om e plin de Duh și apostolul Pavel scrie în această epistolă credincioșilor din Efes și implicit nouă, putem să ne dăm seama că într-un astfel de om există biruință asupra păcatului și un lucru care se vede e plinătatea Duhului, adică rodește. Un pom sănătos aduce roadă, nu? Dacă e un măr sănătos, aduce mere bune. Și oamenii se uită spre el și spun: merită pomul ăsta să stea aici, nu? Ei, Dumnezeu ne-a sădit pe noi în grădina lui să fim pom roditor, adică să rodim. Când oamenii se uită la noi, în viața de familie, soția, soțul la soție, copiii la părinți, părinții la copii, la lucru, între vecini, între rude, un lucru evident care trebuie să se vadă este roada, dacă rodi. Și în zilele acestea de joi seara au fost predicate aceste caracteristici ale roadei Duhului Sfânt. Mie mi-a revenit și joia trecută să vorbesc despre bunătate. Iar în seara asta despre facerea de bine. Fratele Grigore n-a uitat să-mi spună că urmează facerea de bine. Ei, vreau să vă spun că e importantă această caracteristică a roadei Duhului Sfânt, facerea de bine. E, vedeți, în originalul grecesc este agatosune. E un cuvânt care așa l-a tradus Cornilescu, facerea de bine. Atunci când e comentat de, mă rog, interpreți ai Scripturii, comentatori ai Scripturii, ei spun că ea poate fi considerată atât o integritate a sufletului, cât și o acțiune îndreptată spre binele altor. Și atenție, chiar și atunci când aceștia nu merită. Asta e facerea de bine. Înțelegeți? Ea este văzută ca și o integritate a sufletului, dar și o acțiune care e îndreptată spre binele altora. Și foarte interesant. Chiar și atunci când nu merită. Facerea de bine, ea trebuie să-l caracterizeze pe un creștin adevărat. Vreau să vă spun că un om plin de Duhul Sfânt e un om în care, vedeți, e această acțiune plină de râvnă pentru adevăr și dreptate, precum și ură pentru rău. Adică un om în care el, plinătatea Duhului Sfânt,
trebuie să se vadă roada. Și el nu poate comite un rău celui de lângă el. Nu poate comite un rău cuiva. Pentru că dacă el e un om duhovnicesc și în el e plinătatea Duhului Sfânt, el va rodi doar ce este bine. Facerea asta de bine. Vedeți? Când e vorba de facerea asta de bine, de acest termen grecesc pe care, cum vă spuneam, acești comentatori ai Scripturii îl prezintă, ei spun că înseamnă a fi plin de virtute și excelență, plin de bunătate și dispus să ajuți pe alții, da? Mai spune că oamenii ăștia care, în care e roada Duhului Sfânt, omul respectiv, nu? E un om plin de bunătate și face bine. Are o inimă bună, dar și o purtare bună. E bun și face bine. Cu alte cuvinte, e un om de calitate. Asta ar trebui să se întâmple cu adevărat în viața unui om dovnicesc. Un credincios și în general credincioșii, ei trebuie să fie caracterizați de aceste lucruri. În seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, mi-am propus câteva lucruri să le prezint în legătură cu această facere de bine. Și rog pe Dumnezeu să mă ajute să pot să le prezint în așa fel încât toți să le înțelegem, nu? Aceste lucruri cu privire la facerea de bine și mai mult decât atât, m-aș bucura ca toți să plece de aici cu dorința de a face numai bine. Zicem amin. Amin. Doamne ajută. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez în seara aceasta, cu privire la această caracteristică a rodei Duhului Sfânt, este că facerea de bine, rețineți, este bunătatea arătată altora și concretizată prin fapte bune. E bunătatea arătată altora și concretizată prin fapte bune. De altfel, cei care studiază și vorbesc despre această rodă a Duhului Sfânt, ei spun că facerea de bine este de altfel bunătatea în acțiune. Înțelegeți? Un om bun întotdeauna va face bine. De aceea, bunătatea și cu facerea de bine, ai putea să vorbești de ele așa, împreună până la urmă. Nu? V-am arătat joia trecută ce înseamnă bunătate privind la Dumnezeu și noi trebuie să fim buni, dar dacă vrei să spui de cineva că este un om bun, atunci lucrul acesta e concretizat, nu? Prin facerea binelui. Este acea bunătate într-o continuă acțiune. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni. Vedeți? Când privim în cuvântul lui Dumnezeu, putem să înțelegem că ea reprezintă o caracteristică a atitudinii inimii noastre față de nevoile altor. Da? Până la urmă, a face bine e o atitudine a unui creștin care cu adevărat vrea să se implice și să facă ceva pentru semenul lui, pentru cel de lângă el. O să vă dau exemplu. Pe paginile Sfintelor Scripturi ne este prezentat într-o împrejurare David în Vechiul Testament. Și în 2 Samuel, capitolul 9, omul acesta care vorbește atât de mult de bunătatea lui Dumnezeu, și data trecută v-am prezentat foarte multe lucruri despre ce spunea David în diferiți psalmi. Trece un timp și observați bunătatea lui David în acțiune, în facerea binelui. Cunoașteți episodul acesta din 2 Samuel, capitolul 9. David a zis, a mai rămas cineva, 2 Samuel 9 cu 1, din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Era un slujitor din casa lui Saul
numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și l-a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și acum observați aici cum este bunătatea în acțiune. Observați-o aici. Spune la un moment dat, împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns, împăratul e în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebă. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. Acum o să citiți restul acasă, dar observați ce spune el. Împăratul a chemat pe Țiba, versetul 9, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu și fiii tăi și robii tăi și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare și Mefiboset, fiului stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de roabe. Observați? Bunătatea în acțiuni. E cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Sunt mulți care cântă despre bunătatea lui Dumnezeu. Mulți care vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar știți care e cea mai mare problemă? Să o pună în acțiune. Bunătatea lui Dumnezeu o vezi în acțiune. Faci cerea aceasta de bine, nu? Este de altfel acțiunea bunătății unui om. Vă dau acum un exemplu din Noul Testament. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, e vorba aici de o femeie. O femeie asta e cu numele de Dorca, Tabită. Și citim de la versetul 36, Fapte 9 de la 36. În Iope era o ucenică numită Tabită, nume care tălmăcit se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit, după ce au scăldat, au pus-o într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat, a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat, s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te, a deschis ochii și când a văzut-o pe Petru a stat în capul oaselor, el i-a dat mâna, a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Nu știți ce ne place de ei? Minunea! Și de astea atât de mult ne-ar place să vorbim. Minunități am vrea să le vedem. Dar vă rog, observați aici. Despre femeia asta, cu numele de Dorca sau Tabit, da? Un nume pe care îl întâlnim foarte des prin bisericile noastre. Și pun, frații, numele ăsta la copii, frumos. Dar acum, uitați-vă aici, ea moare. Și spre acolo toți ne îndreptăm, nu? Dacă nu vine Domnul, fiecare trebuie să treacă prin procesul ăsta. Ce mă impresionează pe mine aici, nu? Uitați-vă, în cuvântul acesta ni se arată într-un mod așa de clar, așa de frumos. Repet din nou, recitesc versetul 9. Când a sosit, Petru l-au dus în odaia de sus. Puneți 39, să vadă toată lumea. Toate văduvele l-au înconjurat plângând. Și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu el. Ce ziceți? Noi ne mirăm câteodată, dar asta mi-a venit acum, eu în timp ce mi-am pregătit, numai la subiect ăstea, exemplele astea nu m-am gândit, vreau să merg mai departe. Dar acum mi-a venit așa ceva, un lucru, da?
Că întrebăm câteodată, au fost la mormântare? Ce nu au fost. Și îmi pui întrebarea, de ce nu au fost? Dar de ce nu au fost? Ne punem fel și fel de întrebări, nu? Moare cineva și unii plâng după cineva, după altul nu plâng. Vă puneți întrebări, cam de ce? Cam de ce? Acum, eu nu sunt așa tânăr, nu sunt nici așa vârstă, dar am văzut multe și la mormântări am participat la multe. Am văzut oameni plângând, dar am văzut oameni care nu aveau nicio treabă. Și îți pui întrebări, de ce? Și am putut să observ că dacă a fost un om care s-a implicat și a fost bunătate în acțiune și s-a îngrijit și de alții și a mers în stânga și a mers în dreapta și a fost implicat în lucrarea lui Dumnezeu, au venit și frații. Și la Sechet am văzut de astea, să știți. Dar am văzut și la alte părți. Dar dacă o fost unul pe care nu a interesat nimic, am stat așa liniștit. El n-a avut pentru... Chiar azi discutam cu un prieten de-a meu, de la Ruscova, că acolo se construiește, și zice, măi, eu mă mir. Zice că sunt unii care nici nu vin, nici nu interesează. Și eu i-am zis, că noi am crescut amândoi, suntem de aceeași vârstă, cu vreo două luni mai mare ca el. Și le-am văzut pe toate așa. Și am zis, adu-ți aminte că așa au fost de când știu biserică. Aia care au fost de rugă, au fost și de fugă, au fost și de lucru, au venit. Ei, așa, așa vezi și la tata, nu? Vezi și la bunici. Eu chiar le-am spus la colegii mei, am spus de ceva familie de acolo, că eu le știu pe bunicul lor. Pe bunicul, pe tata, acum pe fiul și pe a patra generație. Și toți îți de implicați și toți îți în acțiuni. Înțelegeți? Cu acțiuni chiar aici, la noi, în zona noastră. Nu intru mai mult în detalii, că nu vorbesc eu de oameni, da? Aș putea să spun. În acțiune, au văzut că au făcut și tata, au făcut și mama, și bunicul, au fost și, mă rog, și să duc, și să în acțiuni. Iar pe alții, de Duhul Sfânt ar vorbi până dimineață. Tă minuni și minuni. Dar observați dumneavoastră că sunt momente în viață când se trage linia și se uită cineva după noi și ne caracterizează și spune, băi, în omul ăsta s-a văzut bunătate, în omul ăsta s-a văzut și facerea binelui. Și observați că spune acolo că un om plin de bunătate, cu roda Duhului Sfânt, cu facerea binelui, e gata să facă bine și când cineva nu merită. Dar el o face. Pentru că asta e natura lui. În el e Duhul Sfânt. Acolo e Duhul Sfânt. Nu că o dăm noi așa, știi, ne scuturăm câteodată. Acolo, mă rog, eu am rezervele mele la mulți. Dar adevărata rodire în viața unui om se vede în modul cum se relaționează la ceilalți, în acțiune, în trăire, în slujire. Când vezi un dezinteres, nu, e, noi am putut vedea multe, nu? Acum, de-a lungul anilor, poți să-ți dai seama. De aceea eu vreau să vă spun, într-o seară ca asta, ar trebui tot să ne revizuim viața și să ne gândim, cum zice Moroșanu, a zâni și petrecania, ce ori zice oamenii atunci? Cum ne ori privi, ori plânge și ori zice, băi, fratele ăsta, sora asta, a fost, s-a implicat, sau nu ori zice nimic, nici nu vin, că zice, da, cum a fost? Sunt lucruri care ar trebui să ne pună pe gânduri, mă înțelegeți? Și asta e și în viața de familie și peste tot. Că rețineți, eu când aud pe mulți din ăștia care nu mă bat din gură, înțelegeți, și nu vezi nimic după ei, acolo e mare problemă. Acolo e mare problemă. Pentru că rețineți aici, eu v-am dat din Biblie, oameni în care a fost plinătatea Duhului Sfânt. David s-a rugat, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. A avut un moment când a greșit, da, l-a supărat pe Dumnezeu, dar după aia a cerut să-i dea Domnul, să nu-l ia. Și apoi, fiindcă Domnul nu a lăsat Duhul în el, putem să vedem manifestarea bunătății
lui Dumnezeu în viața lui. Ar fi putut zice, pe ăștia din alu Saul, pe ăștia să dispară, nu? Dar zice, mai e unul cineva din Saul, ăla care a umblat după el și a mers și a făcut câte... Observați dumneavoastră, asta e facerea binelui, nu? Să o faci chiar și atunci când cineva nu merită. No, acolo poți vedea că într-adevăr omul acela e duhovnicesc. Doamne ajută-ne la aceasta! Ei, atunci când privim la lucrurile acestea, ne putem da seama, scumpii mei, că este această bunătate arătată altora și care e concretizată prin fapte bune. E, vedeți dumneavoastră, a căuta să faci fapte bune, nu e doar că mergi și dai, știu eu, cuiva o sumă de bani, sau mergi să-i faci de mâncare, sau îi duci mâncare. Dar uitați-vă, facerea de bine se poate vedea și în cuvintele pe care tu poți să le spui cuiva, în încurajarea pe care poți să-i o dai, nu? În cuvintele amabile, du-te la un bolnav, nu? Știi ce mare facere de bine e pentru el? Nu neapărat că poate nici nu poate să mănânci, dar să stai acolo lângă el, să te uiți în ochii lui, să-l întrebi, să povestești cu el, să discuți cu el, nu? Să-i spui câteva cuvinte frumoase, cum spuneam amabile, dar dacă te duci lângă el și am văzut de ăștia, știi, plin de râvnă, mari pocăiți, apoi așa ți-a trebuit că n-ai fost pocăit, că ai făcut aceea, ai luat aia și numai acum zice iarăși Moroșanu, ia zghiciu și dă-i după ea, știi, la calul ăla care e jos mai dă-i, nu? Vedeți? Da, el e duhovnicesc. Asta mă miră pe mine câteodată, că Biblia, vedeți dumneavoastră, ne învață să fim acei oameni buni. Și întotdeauna un om duhovnicesc va căuta să ridice. Înțelegeți? Nu să apese. Un om în care e Duhul Sfânt, acela va fi un om care va căuta că și Dumnezeu nostru e plin de îndurare, plin de bunătate și noi privim spre El. Și de aceea mă rog în seara asta ca El să ne lumineze cu lumina Lui cerească și să înțelegem în ce constă adevărata, na, plinătatea Duhului Sfânt și modul în care bunătatea asta ea este într-o continuă acțiune. Uitați-vă în capitolul 5 din versetul 15, întâia epistolă către Tesalonice. Da, 1 Tesaloniceni 5 cu 15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să face ce este bine atât între voi cât și față de toți. No, dacă eu v-am spus mai înainte, a zice, o zis-o el de la el. Uitați-vă acolo ce zice. Să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Asta cere Dumnezeu unui om care cu adevărat este duhovnicesc. Acolo unde e roada Duhului Sfânt în viața unui om, se va vedea acest lucru, deci concretizat, vedeți, în modul acesta. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în seara aceasta, cu privire la facerea binelui, da? În al doilea rând, dacă am văzut că facerea binelui e bunătatea aceea concretizată în fapte bune sau bunătatea în acțiune, așa mai pe scurt. În al doilea rând, facerea de bine e o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Observați? Clar, facerea de bine, privim lucrul acesta din perspectiva asta jertfelor. Noi tot citim în Vechiul Testament, oamenii aduceau jertfe și Dumnezeu cerea jertfe. Observați că în epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 13 și în versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, nu? Rugați-vă pentru noi, că suntem încredințați că avem un cuget bun,
dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Și acum, ne uităm, vedeți, purtarea, să ne rugăm, 18, lăsați, în toate lucrurile, să ne purtăm bine. Acum citim 15 și 16. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu uitați, să nu dați uitării, ziceți, binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac, concret. E, acum eu le-am citit pe amândouă. Spuneam, era în vechime modul ăsta de a se apropia de Dumnezeu, a evreilor, de a duce jertfe. Însă Dumnezeu privea la faptul că erau anumiți oameni care, mă rog, intrau așa în stări din astea de religiozitate, aducea un vițel, un miel, gata, s-a terminat și în rest el își vedea de treabă. Dumnezeu privea spre viitor și ați observat, spuneți din nou 15. Și acolo spune, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Ceva frumos, ceva important, ceva de dorit, da? Ei, vă rog priviți în Psalmul 71 că Dumnezeu vorbea aici oamenilor din vechime, izraeliților. Și uitați-vă ce spune cuvântul acesta al Scripturii și citesc, da? Ceea ce Dumnezeu spune acelor credincioși, Psalmul 69, versetul 30-31. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta e mai plăcut Domnului decât un vițel cu corne și copite. Nu, observați, și acum legăm, nu? E o jertfă, facerea binelui e o jertfă, e privită ca o jertfă. Să-L auzi numele lui Dumnezeu. E mare lucru. Și noi stăm de multe ori și venim în casa lui Dumnezeu și nu trebuie să căutăm harfă, uite că fratele Șteț au și harfă, după el și-o găsit cântarea aia. Dar noi de așa, monitore, ia, trei, și toată lumea vede. Și poate să cânte. Și zice, e o jertfă plăcută Domnului, și o cântare face mai mult decât un vițel, auzi, cu corne și copite. Eu țin minte când eram copil, erau frați care ne motivau și spuneau cum era pe vremea aceea, creșteam în, mă rog, câte un vițel, până ajungeai, eu știu, și îl dădeai la oraca și luai o sumă de bani. Nu era simplu, știu eu. Și zicea, fraților, ia gândiți-vă cât trebuie să-l crești, ca să-l poți da după aceea să iei o anumită sumă de bani. Și o cântare costă mai mult decât un vițel cu corne și copite. Nu. Și frații vei, ai, da, mă rog, e bine. E, da, până zicea, poate cântau atunci și după aia sănătate bună. Și uite, noi venim la adunare și putem aduce jertfă. Și eu mă uit așa câteodată, nu? Cum în seara asta s-o cânta și cântări. Mă rog, unele mai de demult, altele mai recente, nu? Și se cântă totdeauna, că nu poți numai una să mergi un fel. Dar eu văd așa la câte unii, că eu mă uit, vedeai-ți păstor, când ești aici, eu mă uit așa peste tot, mai văd. Unii cântă, unii nu deschid gura, nici să fie de aia veche, nici să fie de aia nouă, nici să fie pe placul lor, găsă așa. Unii numai de alea care le plac, știi, ca și cu mâncatul. Sunt unii, mai, nu, nu poți mânca numai același lucru fiecare zi. Unii că-s mofturoși, înțelegeți? Și ăștia care-s mofturoși, ăștia vor numai toate mofturile lor să fie satisfăcute, nu? Și iar vrea numai ce le convine lor și ce le place lor. Ei nu poți numai așa. Venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să ții cont, eu mai vorbesc așa, mai predau și la studenții ăștia, trebuie să fie slujitori și a zis, nu duceți biserica numai într-o direcție. Eu, știți bine și ați văzut și la evanghelize, aducem și cu acordeone, cântăm și cu orchestră, cântă și corul, cântă și sol, hai că toată lumea să se bucure, nu numai unul, că unul ar vrea numai cum e cântarea aia, de aceea frățioare ca și cerbul la izvoare ar cânta, e frumos, că mie îmi place, dar nu poți numai aia să o cânti tot ziua, înțelegeți?
Nu poți numai una. De aia sunt generații și generații și biserica spune copilașilor, tinerilor, bătrânilor, nu, toți. Toți sunt împreună și toți trebuie să aducă jertfă lui Dumnezeu. E, vedeți dumneavoastră, când privește aici în cuvântul lui Dumnezeu, am făcut și paranteza asta, că ele sunt luate împreună, puneți din nou Evrei 13, 15 și 16 și uitați-vă bine, focalizați-vă privirea. Prin el se aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui și să nu-i dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. E, vedeți dumneavoastră, e atât de important ca în viața unui creștin binefacerea asta să nu fie privită doar așa prin prisma, am dat și gata, am rezolvat problema. Nu! Ea trebuie privită prin prisma că tu aduci o jertfă lui Dumnezeu. E ceva care costă. Vedeți, și pentru cântare, la cor nu-i simplu, de aia nu-i vezi înghesuiți mulți să vină la repetiții. Înțelegeți? Nu-i vezi pe mulți, că acolo trebuie să repeți. De, vă rog, eu știu ce înseamnă asta, nu? Să stai ori în șir, că acum noi vedem așa și în multe locuri. Nu mai vedem coruri să cânte, orchestre și astea, că e muncă. Acum, așa ca și cu în astea, cu fast food-ul ăsta, nu? Un burger îți spune acolo, două, trei, ai mâncat, rapid te-ai dus. Știi, și apoi mere oricum, înțelegi? E, la astea e muncă, trebuie să depui. Și nu sunt oameni care să se jertfiască. Puțini oameni sunt gata, nu? Să vină, să aducă o jertfă, să fie bunătatea aceea în acțiune. Puțini. De aceea eu mă rog lui Dumnezeu ca în seara asta, iar îl zic, să ne lumineze El prin Duhul Sfânt. Și să ne facă să înțelegem ce e plinătatea Duhului Sfânt și ce înseamnă să fie un om duhovnicesc. Nu numai așa, gata, cum credem noi. Ci cum spune Biblia. Și Doamne ajută-ne. Mă uit la ceas, vreau să merg puțin mai departe. În al treilea rând, observați dumneavoastră un al treilea lucru. După ce am văzut că facerea binelui, da? Facerea de bine, e bunătatea aceea în acțiune, concretizată în lucruri bune pe care le facem. După ce am văzut că facerea de bine e o jertfă plăcută lui Dumnezeu, haideți să vedem în al treilea rând că facerea de bine e împlinirea voii lui Dumnezeu. O să ziceți asta, de unde am mai scos? Uitați-vă aici în 1 Petru, capitolul 2, versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine. Așa cum, eu ce să zic, Petru e cam dur, nu, dar nu știe. Nu, dar zici, s-a stupat gura oamenilor neștiutori și proști, spune, acum citesc cum m-a tradus, ce să zic. Nu? Da, mă rog, uitați-vă bine acolo. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine. Ei, facerea binelui, în al treilea rând, este împlinirea voiei lui Dumnezeu. E împlinirea voiei, împlinim voia lui Dumnezeu. Și auziți, în câte situații poți să faci ce este bine? Și voia lui Dumnezeu e ca eu și dumneavoastră, indiferent unde ne găsim, trebuie să căutăm să facem ce este bine, că altfel. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Matei 7:21. Nu orice cine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este unde? În ceruri, dragii mei. Priviți, vă rog. Noi putem să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și azi rugăciunea și ce bucurie că am zis. Am zis. Dar noi medităm la ceea ce zicem. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și auzi, facerea voiei lui Dumnezeu să faci ce este bine. Și dacă eu și dumneata nu urmărim să facem bine, nu urmărim ca voia lui Dumnezeu să se facă în viețile noastre, atunci e o problemă. Putem să ne înșelăm, putem să ne amăgim și vom ajunge într-o zi acolo înaintea lui Dumnezeu, va fi ziua judecății.
Nu? Și vom sta în fața împăratului. Și ce vom spune? Că ne-am rugat Tatăl nostru în fiecare zi de câteva ori. Și Domnul ce ne va zice? Dar Tatăl, știi cum ai te-ai rugat? Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Câți n-or sta înaintea lui Dumnezeu și-or regreta amarnic și-or zice, dar noi ne-am rugat. Cum ne zice fratele Dumitrianu, că de 50 de ori să ruga mama lui Tatăl nostru, da? Și el i-a zis la un moment dat, hei, mamă, ne-a dat te rogi, dar pe mătușanuța nu o poți ierta. Hă? Și acolo zici, nu? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșițele noastre. Nu, câți ori ajunge acolo în fața lui Dumnezeu? Și nu ori putea intra în împărăție, ce? Dar noi ne-am rugat. Te-ai rugat? Dar tu ai zis în rugăciunea aceea, Tatăl nostru, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșițelor noștri. Și Dumnezeu zice, exact așa am făcut. Cum tu n-ai iertat, nici ale tale nu-s iertate. Înțelege? Dar tu zici, eu m-am rugat, poți să te rogi, vedeți? Frați și surori, noi trebuie să fim oameni înțelepți. Fiți înțelepți, spune Biblia, nu? Și uitați-vă acolo, cuvântul lui Dumnezeu spune atât de clar în contextul ăsta din Efeseni 5 cu 15, la seamă, fiți înțelepți, umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Ca mai apoi în versetul 18 să spună, fiți plini de Duh, din potrivă, fiți plini de Duh. Ei, omul plin de Duh, uitați-vă bine, e omul acela care caută să facă bine, înțelegând că el, auziți, că el este omul acela care împlinește voia lui Dumnezeu. Cândva vă vorbeam, eu asta era încă vremea comunismului, citind un magazin istoric, am dat de ceva despre împăratul Titus. Titus a fost fiul împăratului Vespasian, împărat roman, și el a preluat de la tatălui conducerea expediției militare împotriva Ierusalimului. Mă rog, cei care sunteți pasionați de istorie, cândva la Roma m-am dus în situl arheologic și am putut să văd arcul de triumf al lui Titus. Și acolo e și menorahul acela, candelabru cu 7 brațe, așa ca și la columna lui Traian, vezi daci acolo sculptați, fiecare spunea ce a făcut. Ei, el i-a învins pe evrei. A ajuns mai târziu și el împărat. Când a ajuns la conducerea Romei, toți se temeau că va fi un împărat rău și crud. Spre surprinderea unora, n-a fost așa. Nici n-a domnit mult, dar se spune că împăratul ăsta în fiecare seară, înainte de a se duce la culcare, avea masa întinsă, știți cum era masa regească, cu împărăteasă, cu suita, cu toți acolo, și se spune că el, în ziua în care nu făcea un bine, se ridica în capul mesei și spunea așa, prieteni, am pierdut o zi. Rețineți, în ziua în care nu făcea un bine, el spunea aceste cuvinte, prieteni, am pierdut o zi. Câte zile pierdem noi, auzi? Fără să facem un bine. De aceea Domnul să ne ajute să fim acei oameni care să înțelegem că roada Duhului este facerea binelui. Și facerea binelui e împlinirea voii lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Și acum la final, haideți dacă vreți în al patrulea rând, am arătat aceste lucruri. În al patrulea rând aș vrea să vedem atitudinile care trebuie să le luăm, ce trebuie luate cu privire la facerea binelui. Uitați-vă în 2 Corinteni 8:19. 2 Corinteni 8:19. Puneți, vă rog, și vedeți acolo ce spune. Mai mult, el a fost ales de biserică să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. Ia cum trebuie să privim. Să zicem că e atitudinea aia ta de creștin și că bunătatea aceea e în acțiune. Dar ascultă-mă bine, tu facerea binelui în viața ta e privită ca o jertfă pe care o aduci lui Dumnezeu. Și ziceam în al treilea rând, e împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră. Ei, dacă facem așa,
Noi când privim la facerea binelui, că facem noi un bine, nu e că să ne arătăm cât de grozavi suntem sau să ne comparăm și să-i văzut cât am făcut eu și ăla n-a făcut. Nu, nu, nu. Uitați-vă bine. În această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului. Dacă nu-i spre slava Domnului și spre afirmarea noastră, să ne arătăm cât suntem de grozavi, numai de la Duhul noi, e din fir. Și de aceea, cu mare, mare băgare de seamă, trebuie să fim. Apoi, o altă atitudine, nu? Spune, știi să faci bine, Iacov 4 cu 17. Și dacă nu ești dispus să faci, uitați-vă ce spune. De cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Atenție, mare lucru. Știi să faci bine, poți să faci bine și tu nu-l faci. Lasă, domne, mai facă și altul. Dar nu mă interesează, zice unul. Ei, uite Biblia ce spune. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Și încă o atitudine și închei, că deja și timpul e pe gătate. Uitați-vă Galaten 6 cu 9. Pentru aia care poate a obosit. Pentru aia care deja au zis destul. Biblia zice să nu obosim în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. E o cântare veche care spune printre lucrurile astea ne vom odihni odată lângă bunul ostenit de alergare și de zbucium greu. Te vei odihni odată lângă bunul Dumnezeu. Înțelegeți? S-ar putea să ai motive, că ești obosit, obosește în facerea binelui. Zice, lasă, mai duc alții, ce-s numai eu? E, dar, cum vă spuneam, sunt unii care numai ei. Și slăvește pe Domnul că poți, dar fă-o și nu obosi. Asta este adevărata față a unui om duhovnicesc. Acolo e roda Duhului când un asemenea om înțelege că roda Duhului e acea bunătate în acțiune, concretizată fapte bune. Că facerea binelui, ea este acea jertfă plăcută lui Dumnezeu. E împlinirea voiei lui Dumnezeu și apoi atitudinile acelea pe care le-am arătat, binefacerea să fie pentru slava lui Dumnezeu, binefacerea, dacă poți să o faci, nu o faci, să înțelegi că e un păcat, și apoi atitudinea aceasta să nu obosim în facerea binelui. Închei. Și spun ce am zis mai la început. Mulțumesc Domnului că mi-a ajutat să pot duce la bun sfârșit predica, dar mai mult decât atât, știi ce mă rog, să ne ajute Domnul și să plecăm de aici și să spunem, Doamne, vrem să facem ce este bine. Vrem ca facerea de bine să ne caracterizeze viața. Amin.